v-am găsit. Ia uite ce copii mari și frumoși ai. Da, mulțumim. Ea este Ana Victoria. El este Victor. Iar el este soțul meu. Bine v-am găsit. Bine ați venit, ne bucurăm că ați venit la noi acasă. Codruța și soțul ei s-au mutat aici în urmă cu 5 ani, înainte să se nască primul lor copil. Ea a luat rolul designerului și s-a străduit să aranjeze totul ca la carte. Eu am decis totul în casă, bineînțeles că am avut nevoie de feedback-ul soțului, doar că nu l-am prea avut în niciun fel, tot ce arătam... Da, iubito, dacă tu zici așa, dacă ție îți place, ție să-ți placă, tu știi că nu mă pricep, alege tu. Și așa că am ales eu. Movul e culoarea ta preferată? Da, este, face parte din culorile mele preferate. Așa am văzut, așa mi-am imaginat că ar arăta bine o pată de culoare și m-am gândit că movul e o culoare elegantă, nici pretențioasă, mai ales pentru canapele. Mi-am dorit foarte mult mobila de living să fie din lemn și lustrele. M-am uitat să se potrivească, să se asorteze totul, să nu pun ceva aiuria. Cam un an de zile am tot căutat și m-am tot documentat să văd ce și cum ar trebui să fac. De departe, cea mai mare împlinire a lor sunt copiii, așa că și-au dorit să aibă în casă câteva portrete de familie. Aici este un tablou pe care l-a primit soțul meu de ziua lui, cu copilașii noștri, cu noi îmbrăcați în costum popular, de la videoclipul piesei Copilașii Misaveria. E piesa ta de suflet? Da, e piesa mea de suflet, am compus-o special pentru ei. Știam că vreau doi copii de la început. Am așteptat ca să vină și fetița să fac piese pentru amândoi. Copilașii Misaveria, sufletul și mângâierea, piciorul numele-mi poartă, fata-i alinarea toată. Mai avem încă un tablou cu ei de când erau și mai mici decât acolo. La care vă uitați în fiecare zi, că n-ai da, cum să la vă care ne uităm în fiecare zi, vrem, nu vrem, îl vedem. Da, l-am primit cadou de la niște fiini și foarte drăguț, mi-a plăcut tare mult când l-am văzut. Acesta este dormitorul, cu nuanțe de maro, bej, crem, cam așa l-am gândit. Și aici avem două iconițe. Și Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae pentru că soțul meu este Nicolae, fiul meu la fel. Deci chiar toate icoanele care le am în casă le-am primit. Chiar și cea din camera copiilor, vă invit să vedeți camera copiilor. Asta, această icoană am primit-o de la mama mea și am zis, hai că se și potrivește cu... Da, cu toate icoanele se potrivesc, se potrivesc în decor. În decor, exact, da. Aici sunt jucării peste jucării, nebunie ca în orice cameră de copil, crezi. E camera inițială a băiețelului care a devenit? Inițial așa am gândit-o, pentru că eram însărcinată cu fiul meu, așa am gândit-o, camera băiețelului, pentru că a venit și fetița, am mai introdus câte un roz jucării. Oricum, va trebui să o modific asta, am un plan și o să fac un perete roz, un albastru, să nu se certe. Să nu se certe, că el e oricum ele cu albastru, fetița cu se roz. Ceartă copiii? Se ceartă, bineînțeles, se ceartă, se bat, se joacă, se iubesc. Copiii, așa cred că am fost toți și eu cu fratele meu la fel, ne băteam când eram mici. Cel mai drag loc din casă este dressingul pentru ținutele de scenă. Codruța are 10 de rochii făcute pe comandă, însă pantofii sunt slăbiciunea ei. Cumpără câte o pereche din orice loc pe care îl vizitează. Ia să vedem ce piese de rezistență are Codruța în dressing. Păi cele mai de rezistență piese, bineînțeles că este costum popular pentru că e unic și de fiecare dată când mă îmbrac în costum popular sunt eu, știi? Rochile sunt plăcerea mea, pantofii de asemenea și mai plăcerea mea. Ia ce... Pot să vă arăt, de exemplu, cea mai veche ea mea este aceasta. Peste 150 de ani, cred că are ea aceasta. Am făcut eu așa niște calcule. Și arată foarte bine. Care sunt cele mai frumoase top 3 rochii din păi, dressing-ul tău? Aceasta este una dintre ele. Toate modelele sunt cusute manual.
Și ea a fost, și rochia a fost cusută manual, pentru că nu a putut fi cusută altfel. Foarte grea, cred. Da, e foarte grea, da. Toate rochile mi le fac de comandă. Țin foarte mult la chestia asta, să nu fiu ca altcineva. Tu ca artistă când te duci și nu când merg la un eveniment, nu îmi place să mai aibă cineva rochie ca și mine. Tocmai de asta mă duc să mi le fac pe comandă și știu că atunci nu are cum să se întâmple lucrul acesta. Cel mai mult cât ai dat pe o rochie? Mă costă destul de mult pentru că materialele sunt destul de scumpe. Rochia asta, să zic, m-a costat undeva la 2500 de lei, cam așa. Deci investești destul de mult Da, investezi destul de mult. Dar cel mai mult investesc în pantofi. Cei mai scumpi sunt aceștia. Aceștia sunt cei mai scumpi. Cât ai dat pe ei? M-am dat mult. De unde ai luat? Din America. 1.200 de dolari am dat pe ei. Destul de mult. Și aceștia, foarte scumpi și ăștia. Bineînțeles că cei mai scump e cel mai frumos. Sunt printre preferații mei. Uite, eu i-am remarcat pe aceștia. Da, și tot din America mergi pe aceștia. Foarte frumos da, sunt. Da, uite, și aceștia sunt foarte frumos. Ordine. Da, și superbi aceștia. Sunt. Da, da. Și ăștia au fost ceva. A fost. Cred că sub 400 de euro nu găsesc da, la tine. Sunt destul de... de scump, dar e pasiunea mea și nu pot să mă abțin. Întotdeauna, dacă găsesc o pereche de pantofi și îmi place, nu prea mă uit sincer la bani. Când vine vorba de pantofi, mai ales.